convocată de către primarul orașului Comănești. Sunt prezenți aici în sală 17 consilieri. Prin intermediul online, domnul consilier Lazar Costică, iar domnul consilier Ardeleanu Toplița lipsește din motive medicale. Este întrunită majoritatea, ședința își poate începe lucrările, cu care domnul președinte să ne bună ziua și bine ați venit! Domnul primar, vă rog să prezentați ordinea de zi. Astăzi, bună ziua, vă spun și eu. Bine ați venit la ședința ordinară din luna aprilie. Ordinea de zi de astăzi, punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară, bugetului local, la sfârșitul trimestrului 1/2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local de anul 2022. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închiriere de terenuri. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a pășunilor proprietate privată orașului Comănești. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea inventarului domeniului inventarului bunului la aparținut domeniului public al orașului Comănești. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul școlilor de grază orașului Comănești. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Reabilitarea Moderată a clădirii publice, sediu administrativ din strada Cârlei, fără număr, orașul Comănești de Subacău, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNR, componenta 10, fondul local, cod proiect C10-13-127. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Reabilitarea Moderată a clădirii Grai Nou din strada Liceului, orașul Comănești, județul Bacău, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componența 10, fondul local, cod proiect C10-13-157. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli aferente proiectului Reabilitarea, Modernizarea și Dezvoltarea Infrastructurii Educaționale la Școala Ciprian Popescu, Comănești. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de canalizare de către APA Sertrotul și SRL. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești, județul Bacău, aprobat prin programul de finanțare, Programul Național de Investiții Anghel Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Punctul 12. Proiectul de hotărâre privind achiziționarea de cupe pentru premierea participanților la etapa Campionatul Național de Enduro ce se va desfășura în orașul Comănești de Subacău. Punctul 13. Informare, analiza de evaluare a activității trimestrul 1 a SCLEP Comănești. La alte probleme, o să mai fie un proiect pe care o să-l propună domnul președinte spre aprobare. E vorba de un proiect de hotărâre privind aprobarea actului național numărul la contractul de delegare prin concesionare a serviciului de iluminat public al orașului Comănești. Cam acestea ar fi ordinea de zi de astăzi. Domnul președinte, dacă vreți... Da, mulțumesc. O să începem ședința de astăzi. Pentru început, supunem la vot procesul verbal al ședinței din data de 27 martie 2023.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Supunem la vot completarea ordinii de zi cu proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public al orașului Comănești. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Domnule Vicente, doresc să anunț la început că la punctul 10 de pe ordinea de zi nu voi participa la vot pentru a nu exista un posibil conflict de interes. Mulțumesc. Mulțumesc. Suprem la vot ordinea de zi cu această completare și informarea care a prezentat domnul primar cu această prezentare. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Primul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la sfârșitul trimestrului 1-2023. Dacă sunt discuții, dacă nu știm că acest proiect a fost prezentat în cadrul ședinței de comisie, dacă nu mai sunt discuții, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2022. Și acest material a fost prezentat în ședința anterioară. Dacă mai sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem mai departe. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și de închiriere teren. Domnul Darie, vă rog să veniți cu completări. Comisia de urbanism va aviza favorabil încheierea actei adiționale la contractele de concesiune existent pentru Chia Daniela, 13 metri pătrați, strada Republicii fără nume, copertina autogarnaj, pentru Ciobanul George Vasile, 30,34 metri pătrați, strada Gârlei fără număr, garaj, și pentru Paron Emilian, 20 de metri pătrați, strada Mântorului, garajului. Mulțumesc. Dacă mai sunt discuții, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a pășunilor proprietate privată a orașului Comănești. Și acest material a fost prezentat ca ședință de comisie. Dacă mai sunt discuții, sau altcineva, dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al orașului Comănești, județul Bacău. Și acest material a fost prezentat anterior în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt discuții, dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul școlilor de teraza orașului Comănești. Materialele au fost prezentate cu sumele necesare acestei decontări pentru cadrele didactice care nu fac parte din, care nu locuiesc în orașul Comănești, dar care își desfășoară activitatea la noi oraș. Dacă mai sunt discuții, dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul reabilitarea moderată a clădirii publice, sediul administrativ din strada Gârlei, fără număr, orașul Comănești, județul Bacău, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, componenta 10, fond local, cod proiect C10-13-127. Și acest material a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt discuții, primar sau altcineva? Sperăm să fie o documentație făcută mai bună decât la școală.
sau la spital, unde s-au găsit defecte ascunse, să le zicem așa, în urma talii. Poate ne-a ajutat dumneavoastră. Eu am spus, nu, dar poate. Dacă sunt defecte ascunse, dacă se găsește o fisură în timpul executării lucrărilor, poate cineva să fie atât de eficace încât să-și... Nu, am zis, nu, dar noi ne dorim lucrul ăsta mai mult decât dumneavoastră. Pentru că sunt sume totuși... Deci, dacă eu am papa, așa, dacă se găsesc ulterior. La spital, că tot a fost vorba de spital, s-au făcut niște lucrări care, cred că, nu știu, de când s-a construit acest spital până în momentul de față, nu s-au făcut niciodată astfel de lucrări de astfel complexe și de asemenea vergură. Pe partea de bloc operator și camera de gardă, compartimentul de primiri urgențe și astea, trebuiau făcute neapărat niște recompartimentări ca să ne putem, să putem funcționa la cerințele și la normele actuale. Odată ce au fost intervenit la toți pereții, s-au demolat toți pereții de acolo, interior, pentru a face noi recompartimentări, automat că au fost găsite și anumite fisuri care, pentru a nu se mai pune în discuție o eventuală, să zicem, ca să mai vină altcineva, alt constructor, am zis să facem totul de la fundație, de la cota minus 5, deci ne-am dus la minus 5 metri la cuzinet și am reconstruit, am cămășuit fiecare stâlp de rezistență, fiecare grindă, fiecare structură de rezistență a fost consolidată. Am discutat. Acum, dacă tot ați deschis discuția, să vorbim ca să ne lămurim cu toți. Pentru că am făcut asemenea investiții de valorile astea atât de mari și atât de importante, ținând cont de ce se întâmplă în lume cu tremure, Turcia, o reluăm la cap. Dar cândva o să spuneți că am perfectă dreptate. Acum poate spuneți că nu. Am discutat cu constructorii, cu proiectanții și am întrebat, având în vedere faptul că s-au făcut asemenea consolidări, este posibil ca pe acest corp de clădire care are în momentul de față doar parter și etaj, la etaj sunt sale de operații, este doar bloc operator cu toate circuitele privind sale de operații și s-a construit încă o nouă sală de operații. I-am întrebat că investiția este atât de mare încât și consolidările sunt atât de mari care s-au făcut, încât dacă nu este posibil ca pe această clădire să mai putem construi, nu acum, că nu ne permitem financiar, dar pe viitor este posibil să mai construim un etaj, două sau chiar trei etaje pe acest corp, ne-am făcut aceste consolidări. Și a spus da. Atunci, dacă este posibil să mai construim încă câteva etaje, deci în loc să aibă P plus 1, clădirea să aibă P plus 2 sau P plus 3 sau P plus 4. Funcție de o evaluare care se va face la timpul respectiv când vom găsi o finanțare nouă pe fondurile europene, pe fondurile de la Ministerul Sănătății, pe fondurile pe PNRR, pe ce vezi dumneavoastră, să ne lese ca acele tije de fier beton care urcă pe, care sunt armați stâlpii acelei structuri, să existe posibilitatea ca noi să construim în sus. Și atunci au spus că da, vor face tot posibilul ca noi să avem această structură pregătită pentru a construi în continuare în această zonă. Bine că nu este obligatorie acum.
Dar oricând, noi, dacă vom găsi o finanțare, vom putea construi. Se tot bate moneda că nu trebuia construit spitalul, că nu trebuia reabilitat, că nu trebuiau băgați atâția bani, că stăm de atâta timp cu el. Păi dumneavoastră și acasă, la dumneavoastră, dacă vă apucați de o lucrare, nu terminați într-o lună sau într-un an. Că durează un an, doi, nu? Păi noi avem 2 ani de zile de când lucrăm la spitalul ăsta și este o clădire de, de foarte mare importanță pentru noi și de foarte mare valoare și de foarte mare necesitate. Valea Tropșului. Și nu e numai pentru Românești, toată Valea Tropșului și așa mai departe. De aceea am acordat maximă importanță acestei investiții, care va rămâne și va dăinui și de acum încolo, nu numai pentru noi, nu numai pentru generația noastră, ci pentru generațiile viitoare. Se va ști că spitalul a fost construit în anul tare, dar a fost reabilitat, modernizat și așa mai departe în anii 2020-2023. Nu are nimeni de reproșat decât niște gârcotași care nu prea știu cu ce să mănâncă ceapa și brânza, este o vorbă popor și îi tot dă, își dă cu părerea. Nu trebuia să bage bani, nu trebuia să consoliteze, nu trebuia să reabiliteze, nu, că nu sunt doctori, că nu sunt asistenți, tot felul de băgători în seamă. Aștia, să vor să bage în seamă, suferă de nebăgare în seamă. Și atunci aș da cu părerea, ei ce-ar putea să facă. Da, probabil că o să poată să-și facă operație de apendicită acolo, lucrarea respectivă pe care v-a investimat. Da, v-am cam explicat care e povestea cu investiții. Și bineînțeles că dacă se va găsi o fisură undeva, o trată, cu cea mai mare importanță. Nu putem să spunem, doamne, ai grijă, nu, cumva să mai găsești o fisură. Hai să nu își efect interpretăm așa. Faza Dali, exact asta face, nu? Să faci un studiu ca să vadă. Acum nu spune nimeni că trebuie să vadă la 5 metri în pământ. Sau de, dar uitați câte probleme sunt și la multe primării am lucrat. Aceeași problemă. Când s-au ocupat de lucrat, au mai găsit. Și lucrări destul de costisitoare. Este o problemă. Probabil este și o problemă. Proiectați, nu se găsesc, probabil nu știu. Sunt atâtea probleme. Daliu, exact ăsta e scopul lui, nu? Ca să stabilească un cost. Ca să nu mai găsim, ar fi singura soluție să nu mai facem proiecte. Nu ne mai apucăm de nimic, că nu o să mai găsim nicio problemă niciodată. Dar ce părere vă dați că am aprobat proiectul pentru reabilitarea clădirei primăriei? Am dezbătut-o aici în plenă ședință, cu dumneavoastră, cu toți, și un domn consilier care stă lângă dumneavoastră, s-a găsit să spună că de ce nu facem școala din Năloaia, care școală era pe un alt proiect, care era în execuție. Era în execuție acea lucrare și acea lucrare se făcea, ba da, era în execuție. Era în execuție din 2018, clădirea respectivă. Și în 2014. Clădirea respectivă era din 2018. Dumneavoastră v-ați făcut selfie și filmări pe acolo. Că uitați, primarul aprobă reabilitarea primăriei. Eu nu sunt vizibil. Am arătat școala. Nu e niciun sec în filmarea asta. Dar vă place să faceți un pic de campanie și de haz. De seama unor relatori cât se poate de concrete și reale din orașul ăsta. Ce ați spus? Da? Că în loc să se facă școala, se face primărie. Asta fără tâmpânare și cu tâmpânie. Ați spus că în loc să se construiască, să se reabiliteze școala, s-a aprobat în ședința de Consiliul Local prin reabilitarea primăriei. Unii nici n-ați votat măcar atunci. Dar acea clădire era aprobată. Acea clădire era o prioritate din 2018, când s-a făcut proiect tehnic, când s-au făcut toate documentațiile și studiile și aprobările și eram deja în licitație de execuție. Moment în care, în timpul ședințe respective, v-am spus că este acea clădire în licitație. Și dumneavoastră, cu toate astea, v-ați dus după amiază și ați început filmări pe acolo. Sediul primăriei raportat, dar felul de realitate și oara aceea nu era o prioritate. Și consider și ora actuală că sediul primăriei nu este o prioritate. Raportul școala aceea era o prioritate din 2018.
Școala, școala aceea era o prioritate din 2018. Din 2004 trebuia să fie. În 2004, dacă nu știți, că erați pe la București și vă filmați pe acolo, în 2004 eu am construit o școală nouă pe strada Petru Rareș. Școala Costache Ciocan este construită o școală nouă pe strada Costache Ciocan. Iar strada Cuza Vodă a fost lăsată în așteptare, ca să spunem așa, până am găsit finanțare și în 2018 am găsit finanțare pe fonduri europene, pe școala pe care o construim acum. În 2018 am făcut proiectul. Noi anul acesta sau anul trecut am aprobat reabilitarea primăriei, care e tot o clădire de 100 de ani de zile. Și tavanul acesta pe care îl vedeți în această sală a căzut în cap la consilieri prin anii 2000. Cum să nu vă găsi asta în reabilitare? Dacă avem finanțare din PNRR. Domnul primar, din cauza acestei întârzieri majore, o grămadă de copii s-au mutat din Răluaie la școlile din centru. Nu s-a întârziat nimic pentru că am construit o școală nouă. Clădirea Cuza Vodă nu mai funcționează ca și școală, ci au mutat toți elevii au mutat la școala Costache Ciocan de pe Petru Rareș. Da, de la marginea Isiasului. Păi acolo a fost școala, prima școală din Lăloaia. Acolo a fost. Acolo era mina. Acolo a fost școala. Acolo a fost școala, lăsați mina. Mina are istoricul ei, școala are istoricul ei. Școala de la Costache Ciocan pe care am construit-o nouă este într-o curte a școlii de 100 de ani. Este și monument istoric, dacă vă întreabă cineva. Așa, pe scurtura dumneavoastră, general. La filmul momentul istoric, repet, era mina atunci și era un obiectiv prioritar pentru oraș. Era firesc să fie școala lângă mine. Deci? Mine, între timp s-au închis, poate nu știți, că tot mă luați la mișto. Da? Ori școlile, în mod normal, trebuie să fie în centrul cartierilor. Acolo e și biserica, acolo era și dispensarul. Deci trebuia un mod normal, reabilitată școala mare și dacă doreați neapărat să construiți una nouă, lucru foarte bun, altfel, puteți să faceți pe terenul alăturat, care e destul de mare și oferă posibilitatea asta. M-am deplasat la fața locului cu inspectorul general de la Inspectoratul Județean Bacău și am evaluat împreună cu specialiștii de la timpul respectiv dacă se poate construi lângă școala Cuza Vodă, de lângă biserică, în acel teren, un teren de sport de acolo, dacă putem construi acolo altă școală. Și a spus, este exclus. Dumneavoastră sunteți mai pregătit în domeniul ăsta să ne spuneți că trebuia școala construită în curtea școlii și pe terenul de sport? Nu, domnule. Școala construită, unde am avut un teren disponibil, pe strada Petru Rareș, la fosta școală din Lăloaia, unde au învățat moșii și strămoșii noștri de acum 100 de ani. Unde este școală, monument istoric, unde a fost construită și Casa Învățătorului. Unde am construit un alt proiect european, Centrul de Tineret. Și unde am putut să construim, la vremea aceea, pe fondurile pe care ni s-au pus la dispoziție, la vremea aceea, o școală nouă, pentru că nu existau fonduri pentru reabilitare, ci doar fonduri pentru construirea unei școli noi. Și dacă am avut posibilitate, spunem la dispoziție, la vremea aceea, un teren nou, un teren pentru a construi o școală nouă, am pus acel teren la dispoziție. Sau nu puteam să construim o școală nouă. Puteam să rămânem la nivelul acesta și valabilitatea reabilitării și modernizării unei școli mă rămânea tot în 2018, când au fost finanțări prin fonduri europene. Că până atunci n-am avut această posibilitate. N-au fost fonduri europene pentru așa ceva până atunci. Și în 2018 am venit cu această investiție, am depus proiectul, l-am câștigat și am început toate demersurile pe care le demarăm și le implementăm acum pentru această investiție. Școala unde construim, reabilităm școala Cuza Vodă, unde construim o sală de sport la Costache Ciocan, lângă mină, cum spuneți dumneavoastră, da, a fost și o mină pe aici, prin Comănești, ați aflat și dumneavoastră lucrul ăsta și foarte bine, și am avut ocazia să reabilităm și să modernizăm și grădinița de lângă școala, de lângă Biserica Lăzoaia, care cândva a fost și primărie acolo, pentru cine știe, deci se vor moderniza toate aceste școli și aceste clădiri.
S-au început lucrările, poate ați văzut și dumneavoastră. Dar cu filmarea care ați făcut-o acolo, ați rămas mincinos. Ați rămas mincinos. Sunt sursa tuturor întârzierilor. Dumneavoastră și căpoșenia dumneavoastră sunt sursa tuturor întârzierilor de prin oraș și a tot acestui deranj imens pe care îl au copiii la ora actuală. O mulțime de părinți reclamă faptul că învață prin vestiare și înghesuiți prin sări improprii pentru actul educativ, educațional, pentru că ați întârziat și ați perecănat foarte mult aceste proiecte, fiindcă, evident, de fiecare dată... V-am așteptat venitura voastră să veniți consilier local în locul lui Tampa, de-aia e întârzierea asta mare. Că ați venit dumneavoastră în locul lui Tampa și ați venit dumneavoastră cu propuneri halucinante. Să construim școala și să nu facem primărie, dar primărie, școala era în reabilitare, era în execuție, era în licitație, era în licitație, domnule. Dacă 2018 nu spune nimic, ce să-ți mai spun? Noi discutam asta în 2022, în toamna anului 2022 de programul și proiectul privind reabilitarea primăriei și în adar spui că școala din 2018 propusă și scoasă la licitație nu era înaintea primăriei. Dacă se putea de reabilitarea școlii încă din 2004... Da, se putea încă din 1800 se putea. Copiii la ora toată nu erau așa înghesuiți. Sigur că da. Da. Și, da, 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 și profesori. Dar școala aia nici nu învățau copiii prea mulți, că erau numai clasele 1-4. Doar clasele 1-4 îl învățau acolo. Era deplorabil aspectul școlii și de asta s-au mutat copiii în oraș. Plus frigul din interior. Haideți să punem capăt acestui discuție. Deci, școala Lădoia, de care discută domnul consilier, domnul consilier care a făcut discuția privind școala din Lădoia, nu știe că nu era consilier la vremea aia, când noi am mai făcut proiecte și în mandatele trecute și au urmat niște pași, niște etape și acum ne aflăm în etapa de construire. Dar până să construiești, este faza DALI. Prima dată se depun documentații, se câștigă proiectul, se face DALI-ul și toate studii de fezabilitate. După aceea se trece la faza PTH, se face licitație pentru execuția PTH-ului, după care se trece la faza de execuție efectivă a acelei construcții. Și acum ne aflăm la școala Lăloia, de pe Cusa Vodă, de lângă Biserica Lăloia, ne aflăm în faza de execuție a acelei construcții, de acele reabilitări. Proiectul primăriei se află de abia în faza DALI. Noi ce discutăm acum, discutăm de 4, 5, 6 ani în urmă. Ce discutam noi acum, când făcea atâta cască, de ce reabilităm primăria și sunt foarte bucuros că am reușit să prindem și această clădire, reabilitare, pe lângă multe altele. Pe lângă v-ați văzut că de la fiecare ședință avem reabilitări de clădiri, pentru că sunt fonduri europene pe care trebuie să le valorificăm, să nu le pierdem. Și fiecare etapă, fiecare clădire, fiecare posibilitate trebuie să o valorificăm, să o fructificăm. Mulțumesc, domnule președinte. Dar după aceste discuții, supunem la vot proiectul acesta 7. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul reabilitarea moderată a clădirii Crai Nou din strada Liceului, orașul Comănești, județul Bacău, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, componența 10, fondul local, cod proiect C10-13-157. Și acest proiect a fost dezbătut în ședința anterioară. Dacă mai sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Păi aș vrea să întreb și eu, domnul președinte, dacă îmi permiteți. Da. Când trebuia să facem în credința Crai Nou? Acum am făcut-o, că a fost programul ăsta, PNRR, să trebuia, trebuia să o facem neapărat acum, în 2004, nu-i așa? Când în 2004 eu făceam diguri și gardioane și plantam munții ăștia pe aici, veneau peste noi. Orice de atâștare aici eu. Cum? Cum uitați de liceu? Am făcut liceu. De la un... Era catastrofă ce era. Catastrofă. Vine unul acum care se trezește, domnule, știi, trebuia să faci aici o școală și o grădiniță. Orice reabilitare include deranj, asta e clar. Că îl faci acum, mai târziu, cineva tot
trece prin acele a fost dat la televizor, dar într-o localitate din România, nu mai știu minte unde, cum că copiii erau, treceau printr-un cimitir, nu știu, a fost un scandal de genul ăsta. Ori noi am reușit, datorită faptului că am avut alte proiecte europene, prin care am reabilitat centrul 5 și unde am avut pregătite săli de clasă pentru a putea să transbazăm copiii cu tot sistemul de învățământ acolo, a fost un avantaj pentru noi. Pentru că noi, etapă cu etapă, am făcut câte ceva. Și asta ne-a ajutat. Orice și părinții ne-au mulțumit, nu zic nu, că nu este confortabil și în casă. Când faci curățenie și dai cu vară, nu este confortabil. Dar lucrul ăsta este pentru o perioadă scurtă, după care vei avea o școală modernă, cu toate facilitățile pe care ți le oferă acea investiție. Da, domnule. Da, mulțumesc. Reluăm, spunem la vot proiectul numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Dar ține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli aferente proiectului reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale la școala Ciprian Columbescu, Comănești. Materialele au fost prezentate la comisie. Domnule președinte, aș vrea ca să subliniez aici referitor la domnul, ce a spus domnul consilier mai înainte, cu fisurile, că de ce apar și când ar trebui și nu știu ce. În momentul în care s-au demolat anumiți pereți pentru a se executa această lucrare, această reabilitare la Ciprian Columbescu, a fost găsit perete care era construit și grindă care se ducea până în acel perete. Și n-avea descărcare. Grinda respectivă nu avea pilon de stâlp de rezistență pe care se descarce. Mai mult decât atât, s-a găsit că placa de la ultimul nivel era făcută tot cum s-a făcut ea cu 50 de ani, când s-a făcut școala respectivă. Nu respectat, dar erau și fisuri vizibile. Erau fisuri vizibile cu ochiul liber. Poți să te joci când ajungi într-o asemenea etapă și fază. Acea fisură se afla la subizolație la 30 de centimetri, la 50 de centimetri. Unde să-ți dai cu seama că acolo s-ar putea să fie o fisură? Este exclus. Când ai găsit așa ceva, nu poți altceva decât să iei măsurile corecte și să consolidezi și să faci ce trebuie. Nu este nimeni bucuros că trebuie să mai scoatem bani de la bugetul local pentru acoperirea acestor cheltuieli. Că sunt cheltuieli foarte mari. De aceea o să trebuiască chiar să ne mai împrumutăm de bani, să putem veni cu sumele neeligibile care trebuie să le susținem de la bugetul local. Va trebui să găsim soluții, să putem să găsim această finanțare. Deci nu este nimeni bucuros pentru așa ceva. Da, nu știu. Da, spunem la vot, proiect numărul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Să ține cineva? Trecem mai departe. Proiect numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare către SCA Paser, totuși SRL. Dacă mai sunt discuții, s-au mai purtat în cadrul comisie, dacă mai sunt, acum, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem mai departe. Mulțumesc. Numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asume, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Dacă sunt discuții, e vorba de proiectul de extindere rețelei de gaze în cartierul Lăloaia și Șupan. Și loca de jos unde au rămas de efectuate. Acum se depune proiectul studiului de fezabilitate, după care urmează execuția la această lucrare, scoate la licitație de execuție acestei lucrări. Mult așteptată.
E multă lume. Spunem la vot. Numărul 100. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de cupe pentru premierea participanților la etapa Campionatului Național de Hard Enduro, ce se va desfășura în orașul Comănești, județul Bacău. Partele au fost prezentate în comisie. Dacă mai sunt discuții... Aceste campionate care s-au desfășurat pe teritoriul orașului nostru, întotdeauna le-am susținut noi financiar cu această sumă, o sumă minusculă, am putea spune 3.000 de lei, pentru, fiind vorba de un campionat național, care se va... Pe, e chiar... Comăniștii va fi în discuție. Vorba de promovare orașului, de promovare zonei. Da. Spunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Să fie cineva? Mulțumesc. La numărul 13 avem o informare. Analiza de evaluare a activității în trimestrul 1-2023 a SPCLEP Comănești. Materialul a fost prezentat fiecăruia dintre noi. Dacă mai sunt discuții, dacă nu, trecem mai departe. La punctul 14.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiunea serviciului de iluminat public al orașului Comănești. Dacă sunt discuții? Materialul a fost prezentat. Atunci spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumim frumos pentru participare și vă așteptăm cu mare drag la următoarele ședințe. Este posibil să convocăm o ședință extraordinară. Datorită faptului că avem multe proiecte în derulare. Oricând, trebuie să aprobăm o situație, ceva, la o investiție care trebuie să o raportăm într-un termen cât mai scurt pentru a nu întârzia demersurile proiectului respectiv. Așa că trebuie să fim bucuroși, voioși, fericiți, mulțumiți că desfășurăm astfel de proiecte, că derulăm astfel de proiecte. Chiar dacă sunt unii supărați că nu au participat la votarea lor cât din mandatul trecut, dar iată că acum le implementăm. Supărarea e de la diavolul. Așa că căutați să vă abțineți, să nu mai supărați. Mulțumesc!